Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine ne reîntâlnim. Astăzi am alături de mine doi invitați absolut deosebiți, doi tineri care ușor-ușor reușesc așa să mute munții din loc, care fac lucruri frumoase, de care o să aflăm pe parcursul emisiunii. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Ionuț, ce ne poți spune tu despre tine? Hai să o luăm așa treptat. Câteva lucruri despre tine. Sunt un tânăr ca orice alt tânăr. Am 30 de ani. Mulți înainte. Absolvent a Facultății Geografie din București și în prezent finalizez și masterul cu specializare în dezastre. Sunt din Piatra Neamț deloc și sunt ca un cetățean normal, ce să zic. Alice, nu spun bine. Ce ne poți spune tu? De ce îl însoțești astăzi pe Ionuț aici? Astăzi îl însoțesc pe Ionuț aici pentru că, în primul rând, îl iubesc și, în al doilea rând, pot să spun că acum 3 ani când l-am întâlnit, am aflat lucruri despre el și pur și simplu m-a atras ceea ce face el. Cum ți se pare ție proiectul la care amândoi am înțeles, nu? Că ați lucrat, l-ați pus pe roate, așa. Acest proiect, în primul rând, acești copii au nevoie de un cabinet de stomatologie dentară. Este un cabinet stomatologic dedicat copiilor cu autism, dar și celor din sistem. Din de protecția anumite socială. Exact. Doar cei din înregistrați în regimul protecției sociale. Cât de mulți copii au trecut pragul? Încă n-au trecut. Încă deocamdată au trecut cam 10, iubire? Da. Cam 10. Sunt 3 medici voluntari. Proiectul e unul dezvoltat pe servicii stomatologice și chirurgie maxilofacială cu îngrijiri gratuite exclusiv copiilor fără posibilități a celor din sistem. Cum ți-a venit ideea asta de a face un astfel de cabinet stomatologic? Aici e un punct mai sensibil pentru că eu am crescut în această casă de copii unde am amenajat acest cabinet. Lipsa serviciilor stomatologice și problema cu care tinerii se confruntă în zilele noastre. Ei, și așa că sunt în sistemul de protecție socială, știți foarte bine că statul nu poate deconta servicii stomatologice până la ultimul sau până la o afecțiune mai avansată sau o patologie mai complicată. Statul decontează doar minimul de gen o analiză sau repararea unui dinte, respectiv o carie sau, dar nici de cum un implant sau proteze sau ceea ce acest cabinet inițiem noi să facem, da. Cabinetul, proiectul a luat naștere acum un an de zile cu ajutorul Consiliului Județean și al doamnei Valerica Leonte, celor de la Refill Dynamic și mulți alți sponsori. Chiar ne-am bucurat să știe că mereu îi purtăm în suflet și vă mulțumim că datorită dumneavoastră acest cabinet există. Și mulțumim totodată și domnului președinte Ionel Arsene, care a răspuns prompt la acest proiect împreună cu echipa domniei sale la Consiliul Județean Neamț, în căreia se află instituția unde am amenajat cabinetul. Cum ai resimțit tu în anii când stăteai la centru această lipsă? Nu știu, aveai anumite nevoi? Că sunt tineri care nu se confruntă neapărat cu probleme. Da, aveam, pentru că n-aveam o igienă corespunzătoare, mâncam dulciuri și am avut carii și am pierdut dinții, am pierdut măsele sănătoase. Și am plâns de durere și nu aveai unde să te duci, nu avea nimeni cine să-ți facă. Ne duceam pe la școli sau pe unde se găsea un medic care să ne primească. Deci înainte era un sistem pe mica înțelegere sau nu era ceva bine pus la punct. Alice, cum ți se pare această inițiativă? Cum o vezi tu și câte șanse de reușită îi dai tu? Cât de mari vezi tu șansele de reușită așa?
Șansele le văd foarte mari. Este un proiect pentru viitorul copiilor. Mulți copii sunt foarte încântați. Așa Deci, este. Ciudat, pentru că știm că cei mici au parcă o reținere, nu? Când merg la un cabinet stomatologic, chiar și adulții, de Nu, fapt, nu numai cei. dimpotrivă. În primul rând, când au intrat prima dată în cabinet, le-a plăcut foarte mult culoarea. Să le spui și de ce. Este o culoare portocalie, o culoare pe care copiii nu au văzut-o, pentru că eu nu am trăit în casa de copii, doar că am văzut că acolo sunt niște culori foarte reci, adică e alb și s-au Cumva bucurat mai foarte mult, apăsătoare așa, da. și când văd o culoare atât de vibrantă și de Da, puternică. chiar am auzit că unii copii și-ar dori să-și facă în camerele lor să vopsească cu galben sau o culoare mult mai drăguță. Deci șansele sunt cu Da. siguranță mari pentru că acest început are deja planuri de viitor. Nu ce ne poți spune, Exact, Ionuț, despre da, asta? vreau să fac o Te paranteză. rog, te rog. Alisa s-a ocupat cu cei de la Ea e modestă și un pic Reținută. copleșită poate de emoții, Da. dar nu are de Trebuie să ce. spui că tu te-ai ocupat de design, de coloristică, de combinația mobilierului. Cum ți-a venit așa ideea? Nu știu, de ce Trebuie să portocaliu spui și de treaba ce asta. nu violet sau habar n-am. Explică-ne puțin, acum telespectatorii și văd în timp ce noi discutăm imaginele cu acest cabinet. Ba, dimpotrivă, am pus și niște poze cu cei mici. Că am avut o tabără și am avut niște poze foarte frumoase și le-am atașat pe pereți. Am ales culoarea pentru că este o culoare frumoasă. Caldă. Este o culoare Veselă, parcă caldă, așa, da. nu? Îți dă o stare de bine când intri în cabinet. Nu e o culoare rece sau îți dă o stare de bine și... Și restul amenajărilor, nu știu, ce ai avut în minte când vedeai că ușor, ușor se conturează și se pune pe picioare cabinetul? Aveți aici. Cum vedeai tu când vedeai că s-a mai așezat acolo ceva, a mai venit un scaun de undeva, când vedeai că efectiv se conturează? Ei, era o mulțumire sufletească. Și toții se nășteau idei din Da? plan, da. A Veneau zis, eu una nu după trebuie alta. să punem pozele cu copiii, că e clinica lor, sau... Trebuie să spui. Ba, dimpotrivă, le-am luat și dulciuri. Cumva se bat așa Da. cap în cap, vin la Da, stomatolog, dar sunt atrași de... Alisa a dorit să îmbunătățească serviciile. De exemplu, dacă vine un copil și stă cu minte, medicul îi oferă la final o pastă de dinți, o periuță și Da, ce un cont, frumos! ceva, da. Fiind copii cu probleme, mai ales sociale, trebuie să avem grijă. Îndrăznesc să te întreb, Ionuț, având în vedere că tu ai crescut într-un astfel de centru, cât de importante sunt pentru acești copii astfel de activități? Nu neapărat vorbim aici de cabinetul stomatologic, nu știu, cât de important este ca statul poate sau oamenii de rând să le acorde mai multă atenție și să se implice în tot felul de activități pentru ei? E foarte important pentru că asta dezvoltă foarte mult latura psihologică, dar și latura intelectuală a copiilor. Noi chiar când am implementat proiectul, tot cu iubita mea, am organizat o tabără cu sprijinul doamnei Bărțătescu Irina și a Ministerului Tineretului și Sportului, căreia le mulțumim tare mult. Am câștigat un proiect cu care am mobilizat peste 70 de copii din Suceava și Piatra Neamț, copii care toți fiind incluși în programele sociale, copii din casele de copii. Am mers în tabără, Alisa s-a ocupat de lucruri psihologice, de organizarea bunul Desfășurarea mers al lucrurilor. lucrurilor, da? Și eu m-am ocupat de clinică, deci Alisa a fost cea care s-a ocupat de... Da, să dai tu niște detalii. Te rog, Ce ai Alice. făcut cu copiii în tabără? În primul rând, cu ajutorul voluntarilor, avem niște voluntari Da, chiar aici, minunați. ia, vedeți, avem și un pliant al asociației, scuze. Ne-am ocupat, în primul rând, Uitați. că acești copii să aibă tot ce ar trebui unui copil. Am cumpărat creioane colorate, am avut jocuri distractive dimineața, Cât a aveam avut durat tabăra? încălzirea.
8 zile. Da, 8 zile. Noaptea, zi, A fost greu pentru tine ca organizator să stai 8 zile, da, așa? Da, a fost greu pentru că... Cred că a fost o responsabilitate mare, nu? Da, a fost foarte greu pentru că mie, în general, mi-e frică, adică nu mi-e frică, am grijă când știu că sunt responsabilă, am foarte mare copii. Grijă, da, mie, adică să fie toți lângă mine, să nu pățească ceva. Cât a durat? Și n-au pățit. Și n-au pățit, e important de specificat, deci au venit întregi acasă. Și foarte important că Alisa cu împreună trebuie să-i mulțumim pe această cale doamnei Irina Petroviș de la București, e un psiholog foarte bun, asistent social, pardon. Mulțumim doamna Irina pentru implicare. Doamna Irina împreună cu Alisa s-a ocupat de, ce v-a spus mai înainte, jocuri interactive pentru copii, programe, cursuri de prim ajutor, plimbare prin, pe la Dinopark, pe la locurile turistice din județul Brașov. Foarte multe lucruri. Alisa și cu doamna psiholog Iolanda i-a învățat cum să-și facă un CV, cum să se prezinte la un angajator. De asemenea, în tabără s-au făcut inclusiv programe de incluziune socială pe piața muncii. Pentru că ne-am gândit că am avut copii și din cu vârstele de la 14 ani până la 24 de ani. Și am avut unii tineri care nu știau cum să se descurce la un angajator fiind din sistem. Eu nu-ți mă uitam pe profilul tău de Facebook și vedeam acolo, am aflat de fapt că tu ai fost și în anumite țări așa mai îndepărtate, nu, de țara noastră, unde ai lucrat la fel cu tinerii, cu copiii. Ce ne poți spune despre experiențele tale? Da, adevărat, am fost și în Nepal, anul ăsta îmi va merge și Alisa. Ai emoții? Sau abia aștepți, ești nerăbdătoare? Nerăbdătoare. Apropo, căutăm medici voluntari pentru programul Nepal for Life, dacă e cineva să... cine dorește să vină în program, vă poate las datele lua, de contact. Sigur, poate lua legătura cu facem tine. Facem anual expediții în Nepal, Irak, Turcia, Grecia și urmează Africa în viitorul apropiat. Care a fost lucru care te-a impresionat? Modestia și sinceritatea cu care copiii îți mulțumeau. Deci în Nepal copiilor nu le trebuiau decât să fie atent cu ei. N-aveau nevoie de jucării, n-aveau nevoie de dulciuri, aveau nevoie doar de atenție. Cât a durat punerea pe picioare a acestui cabinet stomatologic, Ionuț? A durat, sincer să vă spun, cam 8 luni de zile. Din punct de vedere logistic al implementării programului la nivel, mă refer la nivelul juridic, adică să obținem aprobări de la Ministerul Sănătății, de la DSP, de la Consiliul Județean, de la Primăria Piatra Neamț, a trebuit tot felul de autorizații de construcții, aprobări de la mediu, de la foarte multe instituții care au trebuit implicate în asemenea proiect. A durat mult pentru că e o idee nouă, este un program social, nu este absolut deloc în scop economic, în scop de profit, e în scop social și atunci el a avut o altă abordare, a avut o altă tematică și cu totul diferit față de cabinetele obișnuite. Cât de receptivi ți s-au părut ție oamenii în punerea pe picioare a unui astfel de proiect? În primul rând trebuie să le mulțumim sponsorilor care ne-au primit cu ușele deschise. A fost foarte greu, am mers la sponsori prin frig, prin ploaie. Pot să zic că au fost zile în care mâncam și covrigi de 3 lei. Deci am pornit de jos. Neori lăsam banii pentru promovarea pentru hrana noastră, o lăsam pentru a ne promova proiectul și pentru a duce această cauză, pentru că noi fiecare leu pe care îl primeam îl demonstram fizic prin probe video, facturi, documente către sponsori. Și atunci oamenii au prins așa o încredere și evident, sunt au convinsă. Spus că eu nu ți trebuie să acordăm cu toții o șansă. Și iată că prima etapă, nu, a proiectului pe care tu ți l-ai propus deja este materializată. Îmi spuneai că urmează să mai deschizi astfel de cabinete. Da, vreau să... Nu te afli întâmplător la Roman astăzi.
Da. Ce ne poți spune despre asta? Să fac o paranteză, că chiar vă las proiectul. Sigur. Să studiați. Aveți, valoarea este complet transparent, inclusiv contribuția Consiliului Județean, care a susținut o bună parte din proiect privind lucrările de amenajare, adică cele de construcții, plata furnizorului, dar și cheltuieli pentru diferite materiale. Uh-huh. Și mulțumim domnului președinte pe această cale. Cu siguranță. Ziceam de planurile de viitor, sigur, nu? Sigur, imediat vă spun. Sigur. Trebuie să știți și cei de acasă să cunoască foarte bine medicii care vor lucra la acest cabinet. Sunt exclusiv voluntari. Deci sunt medici voluntari. Au venit ei cu această deschidere și au dorit să... Ei au propriile clinici în Piatra Neamț și când am lansat ideea, am mers cu ajutorul unei prietene, Bianca, care o și salutăm și mulțumim, ne-a ajutat și ne-a pus în contact cu acești medici și am găsit la cabinete și le-am propus proiectul. Din prima au zis da, deci nici unul din ei n-au zis nu. Și încă sunt medici care ne contactează pe pagina de Facebook că vor să intre în program. Cât de frumos! Da. Medicii vin în fiecare săptămână, timp de 6 ore, la clinică, își donează o zi din viața lor să trateze copii. Uh-huh. Un lucru extraordinar. Și este fără vorba despre doamna doctor Andra Șerban. Zii tu, domnul doctor Mariu Țărțan și doamna doctor Mostăcăneanu Elena. Sunt medici cu specializări în medicină stomatologică, medici acreditați și medici care sunt cotați foarte bine pe... Sunt convinsă. În domeniul sănătății dentare pe orașul Piatra Neamț. Și totodată acești medici nu vin doar să facă muncă voluntară. Uite, doamna doctor Andra organizează acum o acțiune caritabilă privind crearea sau oferirea unor cadouri a mai multor copii. Cât de frumos! Adică împreună facem, vor ei medici să facă niște pachete să le ofere la cei peste 200 de copii. Foarte frumos, foarte frumos! Bine de știut că de-aia mă uit și pe proiect, să știți câteva detalii și cei de acasă. În Piatra Neamț sunt în jur de 400 de copii instituționalizați. Nu este o cifră cu exactitate, este o cifră estimativă. Pentru că eu am crescut în sistem și știm. Și la acest cabinet vor fi practic 4 centre, nu? Da. 4 centre de plasament. Elena Doamna, Alexandru Roșca, Ion Creangă, Smărândița și inclusiv centrele cele de zi. Fiecare centru are dedicată câte o zi pe săptămână. De exemplu, lunea este Alexandru Roșca, marța Elena Doamna și tot așa. Și copiii vin, se programează, se consultă și au început tratamentele. Asta era bine de știut, că cabinetul este integrat pe toate centrele și are rolul de a suporta sau capacitatea de a suporta servicii. Minunat. Pentru numărul de copii. Minunat. Spuneam că există poate posibilitatea să fie un astfel de centru și în Roman, un astfel de cabinet, nu? Da, suntem astăzi la Roman pentru a ne vedea, vrem să avem o întrevedere și cu managerul spitalului, să facem o analiză și pe Roman. Pentru că pe Neamț merge foarte bine, medicii sunt mulțumiți, copiii la fel mulțumiți și oamenii văd ideea asta foarte bună. Vrem să implementăm și la Târgu Neamț, și în Roman, și în Bicaz chiar, câte un cabinet de stomatologie pe servicii sociale. Mulți ne întrebau cum menținem aceste cabinete. Noi le gândim foarte bine împreună cu autoritățile statului. Și trebuie să fim mândri de autoritățile noastre pentru că chiar se implică. Nu am fost niciodată refuzat nici la Consiliul Județean, nici la Primăria Piatra Neamț. Nu mi s-a spus niciodată nu pot, adică căutăm soluții, vedem cum putem aplica. Câte multe probleme au de fapt cei mici cu dantura? Alice, ce ne poți spune tu despre asta așa din linii mari? Desigur că nu suntem specialiști niciunul dintre noi în domeniu. Dar cum i-ai văzut tu și cum i-ai cunoscut tu până în acest moment, ce părere ți-au făcut? Aveau nevoie de un astfel de loc în care să meargă? Da, aveau nevoie. Chiar un copil a venit
a venit la mine și m-a întrebat dacă poate să vină, pentru că avea o problemă, îl durea măseaua. Mulți dintre ei ar avea nevoie și de aparate dentare. Corect, bine spus. Da. Asta ar fi principala problemă cu care ei se confruntă? Nu. Ce ar mai fi în afară de aceste deci aparate dentare? Sunt infecții, infecții orale, infecții la nivelul măselelor, nervilor, foarte multe carii, foarte multe carii. Deci sunt copii cu probleme stomatologice destul de mari. Deci sunt mai multe tipuri, dar nu sunt în domeniu pentru a, ca să vă dau exact patologiile lor. Sigur, sigur, de asta dar... și vorbim în linii mari. Ca o încheiere așa a discuției noastre de astăzi, dacă cei care privesc materialul acesta își doresc să ajute, cum ar putea ei să o facă și cine ar putea să facă asta? Deci chiar avem nevoie de sprijin pentru a merge înainte. Noi pregătim documentația pentru următorul proiect care o să-l amplasăm la Roman și la Târgu Neamț. Pentru cei de acasă care doresc să ne ajute, vă lăsăm acest pliant. Aveți aici datele bancare. Atenție, noi suntem un ONG acreditat și înscris la Registrul Asociațiilor. Un ONG care și-a propus să facă multe din sponsorizările oamenilor. Iar firmele din județ, orice firmă care poate dona, începând de la 10 lei în sus, poate avea chiar și persoane fizice, mă gândesc, nu? La stat. Și persoane fizice, oricine poate dona, se eliberează chitanță, se eliberează contract de sponsorizare și așa mai departe. Iar cu acești bani, eu cred că imaginele o să vorbească. Cu siguranță. Ne dorim foarte mult ca oamenii să ne sprijine, să sprijine Asociația Volunteer for Life, pentru că suntem înființați de 3 ani de zile și noi credem că am făcut lucruri bune. Pe viitor te-ai gândit să mergi cu un astfel de proiect și pe mai departe, și în alte orașe, în alte județe ale țării, poate în afara țării? Am fost, asta vreau să vă zic acum, în 2015, când a fost cutremurul devastator din Nepal, am făcut acolo, într-un spital, am amenajat un bloc de terapie intensivă, o secție de terapie intensivă, respectiv am transportat din România foarte multe echipamente medicale pe care le-am montat și am amenajat și cu materiale de construcție în Nepal, un compartiment de terapie intensivă care a fost afectat de cutremur. Ulterior am revenit în 2016. În 2016 am făcut prima clinică de medicină dentară destinată copiilor din Nepal. Asta s-a întâmplat în satul Dading, un sat, de fapt e district. Districtul Dading este o comunitate foarte mare de peste 350.000 de locuitori care nu aveau, niciodată n-au avut parte de un cabinet public stomatologic care să-i ajute pe copiii aflați în nevoie. Atenție că în Nepal se plătește totul. Deci te duci la spital, plătești inclusiv pixul, hârtia, perfuzor, pansamente, medicamente, inclusiv consultații sau operații. Iar noi am venit cu ideea asta, ne-am axat foarte mult pe problemele lor. Problemele au fost următoarele. Lipsa aparaturii medicale din secția în care v-am povestit de terapie intensivă, dar și lipsa serviciilor de medicină dentară. Am amenajat împreună cu sponsorii, exclusiv sponsorii noștri din România, Temad, Refill și Dynamic 92 și mulți alții, am amenajat acolo un cabinet de medicină dentară, am revenit în 2017 cu 27 de voluntari, dintre care 10 medici și ceilalți 17 traineri, profesori, constructori, designeri, oameni simpli. Au revenit în 2017, și am amenajat un al doilea cabinet de medicină dentară într-un alt sat. În 2018, un alt cabinet de medicină dentară într-un alt sat, în Cavre. Și în 2019 am fost și anul acesta și am modernizat un bloc de operații pentru un bloc pentru sala de nașteri.
E o sală de operații pentru o sală de nașteri, dar și secția de neonatologie din Cavre, unde este o sărăcie cumplită. Deci oamenii, numai când îi privești în ochi, au niște ochi atât de mari și de clari, deci te emoționează felul lor și un pansament dacă îl duci. Deci ei, cu toată sărăcia lor, pentru acel pansament te cheamă să dormi în casa lui, îți oferă cea mai bună mâncare a lor și nu știu cum să fie de atenți. Pentru că am mers proiectele foarte bine în Nepal, multă lume ne întreba de ce nu în România, pentru în România încă nu a fost partea legislativă pusă la punct ca să faci asemenea... Atât de rapid, poate, nu? Asemenea clinici, da. Iar anul acesta s-a îmbunătățit proiectul și mulțumim doamnei Ioana Bulai care ne-a sprijinit în demersurile printr-o acreditare. Ne-a sprijinit la nivel guvernamental, am obținut rapid acreditarea și am dat drumul la proiect. Deci imediat, a doua zi după ce am obținut acreditarea, am venit cu iubita mea la Piatra Neam și am zis că trebuie să facem și în România. Și este esențial pentru că copiii noștri, e adevărat, trebuie să avem grijă de poporul nostru, este adevărat, dar eu simt, dacă am avut în această casă de copii parte de o educație bună, oamenii m-au îngrijit, m-au ocrotit și vă mulțumesc pentru asta, în special doamnei Steluța Zmarande, doamna Irina Bălțătescu și doamnei Violeta la bucătărie, dar și profesoarei mele, Mihaela Romano. Sunt multe nume, adevărat. Câți ani ai stat, Ionuț, în centru? Sunt oameni... Care trebuie să îi menționez. Sunt convinsă. Am stat 23 de ani până am dat la facultate, 26 de ani chiar am stat. La vârsta de 20 de ani am început să finalizez liceul și am mers la facultate pe la 21 de ani. Ce e drept târziu, pentru că niciodată am fost de la școală. Niciodată nu-i prea târziu. La 9 ani. Niciodată nu-i prea târziu. Da, și am avut parte de o educație, am finalizat facultatea cu succes și am zis de ce să nu dau înapoi de la mine. Și mulți spun, măi, poate ți obții profit, poate nu. E totul, lumea vorbește, dar până nu pune mâna fiecare să facă ceva... Chiar vă, cu ocazia asta, vă lansez o invitație, poate săptămâna viitoare puteți veni să vedeți cum funcționează o clinică, să vedeți medici voluntari, chiar ar fi o invitație foarte bună. Să le luați un interviu acelor medici voluntari fără de care nu putea exista acest proiect. Sunt convins. Mulți ne-au întrebat, lansați proiectul, o să se pună lacătul pe ușă după 2 luni. Nu e adevărat. Oamenii, să știți că oamenii sunt foarte sufletiști. Trebuie să știi cum să-i găsești, cum să-i atragi și să fii cât se poate de transparent pentru a le arăta că se poate. Alice, vreau să te întreb dacă ar fi să ne spui un singur lucru, primul care îți trece prin minte, ce ai învățat tu până acum de la Ionuț, care ar fi acela? Dăruirea. Uh-huh. Foarte frumos. De ce el dăruiește? Așa s-a născut el, să dăruiască. Foarte frumos. Vreau să vă mulțumesc amândurora, să vă felicit din tot sufletul pentru ce inițiativă frumoasă ați pus deja pe picioare și ați realizat împreună. Sunt convinsă că faceți o echipă minunată. Mi-am dat seama doar din câteva zeci de minute pe care le-am petrecut împreună. Vă doresc din tot sufletul pe mai departe să aveți și mai mult spor și mai mult ajutor, să vi se îndeplinească exact așa cum vă doriți voi toate dorințele. Te rog, Ionuț. Și noi vrem să vă mulțumim pentru invitație. Pentru e adevărat, a fost o invitație spontană, așa. Noi am venit să vedem în ce măsură putem aplica proiectul aici. Ținem pumnii. Îi rugăm pe cei de acasă să intre pe pagina noastră Volunteer for Life. Și să vadă Sigur. Proiectul, dar și pe Dental Social Life va fi lansată tot pe pagina. Facebook? Încă nu e lansată, lucrăm la pagina, uh-huh. Dar e tot pe Facebook și mulțumim că ne sunteți alături și chiar vă invităm la întotdeauna cu clinica. Mare drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și de această dată. Vă spun și eu să susținem și să fim și noi parte romașcanilor din acest proiect absolut minunat. Vă spun să rămâneți în continuare alături de noi și o zi frumoasă în continuare. La revedere!